Praful saharian îngrijorează înaltele fețe bisericești. Părintele arhiepiscop Calinic îi sfătuiește pe români să amâne săruturile în această perioadă în care praful saharian este foarte periculos. De altfel, e un fel de ghid pe care îl face public părintele Calinic. Citez: să nu se cânte în niciun fel cu vocea, pentru că se inspiră praf saharian, să se închidă ferestrele și ușile, să se mângâie ochii cu un pansament îmbibat cu armă curată, nu cu armă, cu apă, mă iertați, și să nu ne sărutăm, pentru a nu transmite epidermic acest praf saharian. Îi mulțumesc foarte mult doamnei climatolog, Roxana Bojariu, în legătură telefonică directă. Bună ziua, doamna Bojariu, mulțumesc pentru... Bună ziua! Înțelegem că nu este primul și nu va fi nici ultimul episod în care vom vedea și vom simți atmosfera îmbibată cu acest praf saharian. Se întâmplă mai mult anul acesta decât în anii precedenți? N-aș spune ca frecvență, pentru că suntem în exact sezonul în care acest transport de praf saharian sau praf dinspre nordul Africii este favorizat de tipul de circulație caracteristic primăverii. Până în iunie sunt condiții favorabile, se formează cicloni în nordul Africii, în Mediterana, cicloni mai puternici care reușesc să ridice aceste particule din zonele deșertice și să le transporte chiar și la mii de kilometri depărtare. Ultimul episod care pentru țara noastră s-a încheiat totuși ieri a fost într-adevăr foarte intens, a dus astfel de praf saharian până în Estonia. Dar nu e ceva deosebit, se întâmplă lucrul acesta primăvara, se întâmplă și spre sfârșitul toamnei și începutul iernii. Cum vi se par aceste sfaturi pe care le dau reprezentanții bisericii? Iată, nu cântați pentru că e posibil să inhalați praf saharian, despre care ei vorbesc ca despre un fel de prezență din iad, și nu vă sărutați că sunt riscuri pentru sănătate. Ar trebui să punem în context adaosul acesta de particule din nordul Africii aduse de circulațiile atmosferice, pentru că noi avem și poluare locală foarte, foarte mare. Așa că gândiți-vă că după mii de kilometri distanță parcursă, concentrația de praf din nordul Africii care ajunge deasupra României nu este aceea ca în jurul acelor locuri, ca în jurul sudul Spaniei sau în zone de tipul acesta mult mai apropiate. Așa că ar trebui în general să avem grijă în legătură cu poluarea locală care aduce probleme în marile aglomerări urbane, dar primăvara, nu doar acolo, zonele rurale, deși este ilegal, sunt împânzite de focuri ale vegetației arse. E un obicei care, din păcate, încă mai persistă, deși e ilegal. Da, și nu e doar vegetație, doamna Bojariu, sunt deșeuri care se arată ilegal. Mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Ne revedem mâine de la ora 12 la News Pass. Să aveți o după-amiază liniștită.